Văd foarte mulți oameni care își imaginează că funcția de manager sau de director înseamnă să fii șef. N-are nicio legătură cu șefia. Managementul activ este managerul care știe să interacționeze cu echipa, îi înțelege problemele, înțelege cum se execută fiecare operațiune. Nu spun că trebuie să știe să o facă sau să poată să o facă sau să vrea să o facă, nu, trebuie să o înțeleagă. Trebuie să știe ce cere de la oamenii lui în momentul în care le setează obiective și le definește niște indicatori de performanță. Dacă tu pur și simplu zici, nu mă interesează, vreau să rezolvați, dar problema respectivă nu se poate rezolva, tu nu mai ești manager, da? Ești pur și simplu unul care dă cu biciu. Asta ar fi primul pas. Al doilea, să creeze, fac o scurtă paranteză, auzim foarte des această expresie frazeologică, să creeze, să creăm cultură organizațională. A devenit deja un clișeu. Da, ce înseamnă cultură organizațională? Plecăm de la bazice, să creezi un mediu de lucru unde oamenii să fie fericiți și unde ei să dezvolte soft skills care să îi facă să performeze și în echipă, ca o echipă, ca un monolit, dar și independent fiecare pe postul lui. Da, vezi, nu știu, îți dau un exemplu. Da? S-a stricat un întrerupător. Da? Și poți să stai cu săptămânile, cu lunile, cu anii cu întrerupătorul ăla stricat, pentru că nimeni nu consideră că e responsabilitatea lui. Și poate în businessul respectiv nu există cineva la administrativ care să repare întrerupătorul sau care să cheme pe cineva să repare întrerupătorul. Toată lumea consideră că nu e de datoria lor și uite, așa pot fi cazuri și grave, cum a fost la un moment dat un tren în Anglia. Am citit și nimeni nu s-a ocupat, toată lumea a crezut că nu e treaba lui și uite și așa. Poate nu era treaba lor. Da. Dar la sfârșitul zilei era treaba tuturor. Da. Pentru că dacă întrerupătorul ăla e poate întrerupătorul de siguranță, da? Care duce la niște situații un pic mai complicate, neplăcute și riscante, poate e de datoria tuturor, pentru că e responsabilitatea echipei cu totul. De asta spun, să creezi o cultură unde oamenii să își asume responsabilități și să aibă o abordare proactivă față de dezvoltarea business-ului, e un alt mod de a face management calitativ. Tot în spațiul public ai spus că niciun om, oricât de bine pregătit ar fi, nu le poate face pe toate, dar poate încerca. Să înțeleg că tu ai încercat, având în vedere că ai fost și la două masterate și ai avut 10 pe linie. Și... Da, a fost. Uite, vezi, ți-am spus, n-am avut 10 pe linie. La unul dintre ele am luat o 9 și m-a frustrat foarte, dacă glumesc. La vârsta aceea, așa înțelegeam eu lucrurile. Am trecut și eu prin asta, să știi. Perfecționismul. M-a afectat atunci, acum mi se pare o glumă. Dar întrebarea este dacă te consideri în continuare un perfecționist sau dacă ai mai lucrat la asta? Pornirea. Adică ai mai îmblânzit perfecționistul pornirea, din tine? Pornirea o ai mereu. Și cum o îmblânzești? Accepți că nu poți. La un moment, oricum nu poți. Adică rațional vorbind, știi? Nu poți să le faci. Poți să le faci pe toate? Nu poți. Da? Și când intri în secvență de stres, dacă pentru tine e, eu am și o trăsătură de completer finisher, adică dacă încep ceva trebuie să termin. Na, trebuie și cum ai ajuns? Ai ajuns să înveți să delegi sarcinile? Am învățat să le deleg. Bine, problema, delegarea n-a fost niciodată o problemă la mine, pentru că crescând și într-o familie cu mai mulți frați, aveam o formă de independență unii față de alții și înțelegeam ce înseamnă să împarți lucruri, să împarți responsabilități, să împarți vina, cine a stricat, cine a făcut, cine n-a făcut. Nu, delegarea n-a fost o problemă pentru mine. Pentru mine a fost mai degrabă o problemă acceptarea faptului că modul în care eu pot obține performanță nu este modul în care ceilalți pot obține performanță. Dacă pentru mine, vorbim foarte des în echipă, vorbim de Sarto, de care e standardul Sarto. Și noi avem un standard foarte înalt la care pot să spun că mi-am adus contribuția, dar a fost și standardul pe care Alex Drăgan, ca și fondator, l-a setat. Și standardul nostru este un standard care tinde spre perfecțiune. Nu atingem întotdeauna perfecțiunea, dar noi ne dorim. Avem oameni care vin în echipă și pentru care 30% este un standard foarte bun. Și când îi auzi când vezi lucrul ăsta, clar că
Da. Nu avem viziuni comune. Foarte multă lume are exercițiul interviurilor, știi? Și dă bine la interviu. Dă bine la interviu, știi? Și începem în primele zile, ne dăm seama că nu suntem făcuți unii pentru alții și mergem mai departe. Mergem mai departe. Deci nu delegarea e problema mea. Problema mea e să accept că... Că nu le poți face... Nu, că uneori e bine cum e. Una dintre colegele mele cu care am lucrat cel mai mult a fost 7 ani în echipă. Ne-am despărțit vara aceasta. Mi-a cântat un cântec timp de 7 ani, cum că mai bine le inamicul binelui și că trebuie să știi când să te oprești ca să treci la următoarea problemă. Vreau să trecem și noi la următorul subiect și anume să ne oferi, dacă se poate, niște tips and tricks. De ce are nevoie un om care își dorește să-și deschidă un business? Care sunt pașii? În primul rând, și de succes, evident, că nu un business. Da, bine, succesul e relativ. Fac o scurtă paranteză aici și aș vrea să adaug că și un butic cu un angajat care e antreprenorul poate fi de succes. Dacă e un lifestyle business, da? Dacă e un business care generează suficiente venituri ca acel om să fie fericit. Da? La sfârșitul zilei, pentru unii, poate Tesla nu e un business de succes. Și totuși Elon Musk e cel mai bogat om din lume la ora actuală. De asta depinde ce ne dorim de la un business de succes. Dacă ne dorim funcționalitate, da? Un business care să funcționeze. Și care să aducă profituri. Că asta, în principal asta își doresc oamenii, să aibă un renume bun, să aducă profit. Da. Dacă targetul e profitul, în primul rând trebuie să existe un model de business. Insist asupra acestui aspect, cu targetul să fie profitul, pentru că foarte mulți oameni vor să facă, confundă pasiunea lor cu un business. Ei au o pasiune sau o preocupare sau cred că au o pasiune, au un interes și vor să-l transforme într-o afacere pentru a putea împăca și capra și varza, respectiv pentru a putea genera și niște venituri care să justifice ca ei să nu mai lucreze ca angajați și în același timp să li se dea și impresia că ei creează ceva productiv. Cel mai bun exemplu, dacă vrei, sunt acele mici afaceri de tip hobby, unde tu nu cauți profitul, tu cauți să ai o ocupație, să dai un salariu, da? Ok, cu costuri cauți break-even-ul, dar break-even înseamnă să o ții pe linia de plutire, nu înseamnă să generezi profit. Da? Nu e bottom line-ul nu depășește. Bun, pe scurt, ce trebuie să aibă? În primul rând, ce le-aș sugera tuturor e să nu caute idei. Pentru că lumea nu duce lipsă de idei. Lumea duce lipsă de implementare. Noi ca și popor creativ avem foarte multe idei. Și ne gândim non-stop la cum să inovăm și la cum să facem ceva mai bine decât ceilalți. Deci zici că e mai importantă structura, implementarea. Cred că este, de fapt nu cred, sunt ferm convins că este mai importantă implementarea, pentru că pot să dau eu acum 2 idei de afaceri de succes. Da? Energie sustenabilă fără nicio investiție, da? Super idee, da? Tot avem tot spune cu energie, și un leac al nemuririi. Da, o pastilă care să ne dea viață veșnică. Uite ce super idee avem împreună acum. Ne mai gândim un pic, mai găsim câteva. Da. La care se și lucrează intens oricum. La care se și lucrează intens, da? Uite, unde e rezultatul? E pe vine. E pe vine, se lucrează la implementare încă, la ideea asta. Se implementează încă. Nu, bun, deci implementare trebuie să se axeze trebuie, mai multe. Da, dacă pornim de la idee, totuși pentru că e nevoie să ai o idee, da, toată lumea zice că trebuie să ai o idee, nu zic că nu trebuie să ai o idee, trebuie să identifici nevoia. O nevoie, da? Aici diferențiez eu între a avea o idee, că toți începem o idee de afaceri. Nu ai o idee de afaceri, da? Trebuie să identifici o nevoie în piață a cărei soluție tu să o oferi.